CSM Dunărea Giurgiu are ca obiectiv pentru acest campionat rămânerea în divizia A, respectiv clasarea pe un loc mai sus de locul 11, altfel poate retrograda. Iată de ce fiecare punct este prețios, iar în dreptul echipei nu s-au strâns decât 4 puncte. Cu o victorie și un egal, Dunărea a ajuns pe locul 11 în clasament, iar sâmbătă echipa a mai înregistrat o înfrângere 23-30 cu CS Handball Municipal Buzău, echipa aflată pe locul 2 în clasament. A fost un meci spectaculos desfășurat într-o atmosferă incendiară. Giurgiuvencile au marcat primele, însă oaspetele au egalat la scurt timp, au preluat conducerea și s-au distanțat, astfel că la pauză scorul era 11-18. Diferența de pe tabela de marcaj a rămas în favoarea buzoienilor până la sfârșitul partidei. S-a văzut diferența de clasament, s-a văzut până ratările care le-am avut noi și ele au concretizat tot ce au avut. Noi am alergat și am alergat de două ori mai mult ca ele și am dat mai puține goluri, iar ele, până experiența pe care au, având patru fete care au jucat în Liga Națională și cei de la Buzău știu să le țină acasă, știu să le motiveze. Într-adevăr, nu mă așteptam să avem o replică așa puternică. Auzisem lucruri bune despre echipă. Ne-am întâlnit cu ei în vara trecută, dar acum este total schimbată, în bine. Deci un mare progres. E păcat, ar fi păcat să nu să păstreze lotul și să încerce să formeze o echipă valoroasă în timp. Ținând cont că sunt foarte tinere, eu zic că au jucat foarte bine și mai ales multă dăruire. Mi-a plăcut dăruirea și ardoarea cu care au jucat. Duminica viitoare, giurgiuvencele vor juca ultimul meci din tur. Partida este programată în deplasare la Târgoviște, cu echipa din localitate, aflată pe ultim loc în clasament înaintea etapei a 11-a.